να φωνάζει. Με τη γρανάνα. Un punct destul de bun. Erau bune cele trei puncte, dar ne-am mulțumit și cu egalul, pentru că am întâlnit o echipă puternică pe care nu au bătut-o multe echipe și eu zic că a fost un rezultat echitabil. Chiar dacă puteam și noi să câștigăm, puteau și ei. Până la urmă, suntem mulțumiți. Cred că a fost teamă, că am început în terenul lor, dar era o echipă pe care trebuia să fii atent și pentru că o echipă care pasează foarte bine și oricum poate să te surprindă. Noi sperăm să nu mai pierdem. Nu știu câte mai avem o cupă cu Dinamo și cu Sportul. Nu știu dacă se mai joace cealaltă etapă din retur cu Galați. Eu, sincer, n-aș vrea să se joace. N-aș vrea și pentru că vrem și noi să luăm vacanță și sunt și terenurile mai tare, acum am înghețat și există riscul să ne accidentăm. Eu m-am accidentat acum când am avut probleme cu piciorul, chiar pentru că s-a mai jucat o etapă din retur sau două și atunci, dacă se termina, poate scăpam și eu. Asta trebuie să gândească și domnii care decide. Da, atmosfera a fost frumoasă și la meciul cu Târgu Mureș și acum ne-am susținut destul de bine și le mulțumim. Cipi vrea să vorbească. Bine. Salut, Daniel. E un moment, nu știu, dezamăgire, cred eu. Am controlat jocul de un cap la coadă și astăzi ne-a lipsit, nu știu, poate un pic de șansă să câștigăm. E un pic greu să vii după un rezultat ca acela, să bați Rapidul cu 3-0 și să vii să te concentrezi la maxim cu Petrolul. Dar noi trebuia să facem lucrul acesta, nu, cred că nu am reușit și, cum am zis și mai devreme, cred că ne-a lipsit puțin șansă. Nu sunt mulțumit cu un punct. Am și spus la începutul în discuția mea cu jucătorii că am venit aici să câștigăm. Nu că Petrolul ar fi fost o echipă slabă, nu la asta m-am gândit, ci m-am gândit la propria echipă pentru că eram pe val. Și poate neșansa, din păcate, era nu știu câte oară în acest campionat, ne-a privat de câștigarea celor trei puncte. La ce acustică are stadionul, este extraordinar să joci în aceste condiții și felicit pe toată lumea pentru ce ați realizat aici. Ar fi bine ca în fiecare oraș mare să existe un asemenea stadion și un asemenea public. Bravo lor, îi felicit. Mai bine unul decât deloc, pentru că am plecat cu buzunarele goale de la multe partide pe care le-am dominat foarte clar și eu știu, am primit niște goluri aiurea. Oricum, dacă ar fi să ne întâlnim noi două, după cum se fac tragerile la sorți în Cupa României, ar trebui să jucăm doar finala. Așa că deocamdată, hai să nu ne facem iluzii și să ne gândim doar la meciul următor. Sunteți și pentru jucarea primei partide din retur? Nu, eu nu sunt pentru jucarea acestor partide. Sunt sigur că și săptămâna asta ne-am antrenat pe un teren care era înghețat și riști ca să se accidenteze jucători, mai ales că anul ăsta, în campionatul ăsta, am avut suficient de multe probleme medicale grave și nu mai avem nevoie de altceva. Eu sunt pentru, de aceea, să delimitează turul de retur. E vorba și de mentalitatea jucătorilor. Una este să te motivezi când joci cu Rapidul, o echipă cu pretenții la titlu, și alta e când joci cu o echipă care e nouă promovată și zici că e puțin mai ușor. Cu toate, poți să le spui toată săptămâna că va fi un meci foarte dificil sau că va fi mai greu, poate, decât precedentul. Rămâne undeva în subconștient. Mă bucur că astăzi n-au reușit să marcheze și că băieții mei, atât nu le-a fost frică, au jucat sus așa cum le-am cerut. Am încercat să facem presiune, să jucăm cât mai departe de partea noastră. În păcate, odată cu trecerea timpului, a intervenit teama și s-au retras. Un punct care se adună în clasament. Mă gândeam acum că la conferința de presă de acum două săptămâni am spus că pentru acest final de sezon îmi propun 4 puncte. Le-am obținut și mai am de jucat meciuri. Înseamnă că mă duc să le pierd, nu ca să fie un obiectiv. Și mai așteptăm, poate mai vin cineva, vin colindători la geam. Nu vin. Am crezut că mă trebuie să mai așteptăm. Petrolul în grafic, dar
suntem în partea a doua a clasamentului, unde nu e ușor. Suntem într-o luptă pentru supraviețuire și sperăm mai la mai mult. Începem să ne gândim deja la meciul de joi seară, de la Dinamo. Promit că vom merge să ne calificăm, că va fi 90 de minute, 120 de minute sau la penalti, nu mai contează. Este un singur meci care se joacă în primul rând cu mintea, cu sufletul, cu inima. Și se poate întâmpla orice, dacă și Vali Negru se pripește la experiența lui, ce simt mai cer lui Buleică sau lui Bohuș. Dar se întâmplă, asta. Aș fi penibil să le cer jucătorilor mei la meci egal acasă să tragă de timp. Nu. Și-au simțit ei. Nici mie nu mi-a convenit. Am încercat să strig la el, dar nu se mai auzea nimic, pentru că atmosfera pe stadion a fost extraordinară și pare sincer rău că în cele două meciuri pe care le-am jucat cu doamne și copii în tribune n-au reușit să marcăm un gol, pentru că probabil am fi doborât recordul de decibeli pe stadion.